Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Neața, bună dimineața! Clujul ne-a adus pe linie dreaptă spre finish-ul traseului România văzută din tractor. A fost ultima săptămână, cea de-a 8-a, petrecută în Transilvania. A fost un traseu spectaculos, fabulos, fabulos pentru mine. Am avut atât de multe subiecte bune, povești interesante, extrem de variate. Zic eu că am surprins toate sectoarele agriculturii, de la cultură mare, zootehnie, chiar și apicultură. Foarte multe afaceri de familie, mulți tineri, absolvenți ai Universității de la Cluj, ai Facultății de Horticultură, oameni minunați, într-un cuvânt, mi-au cucerit inima și rămân cu amintiri minunate din toate colțurile acestei regiuni. Clujul mi-a plăcut prin perspectiva faptului că descoper aici o comunitate de antreprenori foarte, foarte activă. Poate de asta Clujul s-a dezvoltat atât de mult, pentru că aici cam toată lumea are câte o afacere, toată lumea învârte câte ceva. Și în agricultură oamenii sunt foarte activi. S-au dezvoltat multe ferme urbane care aprovizionează acest oraș sau încearcă să se dezvolte în zona asta. De apreciat, multe modele care ar trebui multiplicate și în alte zone ale țării. Tare mult mi-ar plăcea să știu că există ferme urbane în toate orașele țării. Avem nevoie de fermieri care să ne ajute să avem surse de aprovizionare credibile, bune, sănătoase în toate colțurile țării. Prima oprire din județul Cluj a fost la Agrosel, la Turda. Aici vorbim de o stațiune de cercetare în domeniul legumicol privat. Atenție, este vorba de singura stațiune privată în domeniul legumicol din țară și am întâlnit și aici doi tineri, absolvenți ai Facultății de Horticultură, doi tineri care lucrează în ameliorarea legumelor, care se ocupă de omologarea și brevetarea de noi soiuri, de tomate, de ardei, de vinete, de varză, de tot ceea ce creează ei acolo. Ceea ce este foarte important de spus despre legumele și semințele pe care ei le comercializează este faptul că aceste legume sunt aclimatizate, sunt adaptate arealului din România. Tot ceea ce produc ei se testează în ferme din România, din diverse regiuni ale țării noastre. Această stațiune de cercetare privată are două divizii, una adresată profesioniștilor și aici vorbim de hectar, și o a doua divizie adresată amatorilor, grădinarilor amatori, da? E vorba de produsele din gama Agrosel Home Gardening. Revin, e foarte important că avem această stațiune cu produse de cea mai bună calitate care se ridică la performanțele semințelor aduse din import, dar care au un atu fabulos, acela că sunt adaptate teritoriului nostru. Foarte mulți tineri în județul Cluj și o să vă spun că aproape în fiecare oprire am întâlnit câte un absolvent al Facultății de Horticultură. Spre exemplu, la Crama La Salina
Sunt doi frați, Ovidiu și Mihai Maxim, care sunt angajați la această cramă. Cei doi frați se ocupă de viticultură și de vinificație în crama La Salina. Fac o treabă grozavă, produc anual cam 300.000 de sticle de vin și un vin extraordinar cu o aciditate foarte specială. Asta este amprenta locului și asta am înțeles că face foarte speciale vinurile din zona Turda. De altfel, La Salina este singura podgorie din Turda, foarte aproape de Salina Turda. Se întinde pe 42 de hectare, 9 vinuri sunt din categoria premium și au o poveste foarte specială. Am degustat parte din vinurile La Salina și nu pot să spun decât că trebuie să le degustați și voi, pentru că e o chestiune foarte personală, subiectivă. Pentru fiecare persoană, vinul pune altceva. Întotdeauna se descoperă alte și alte arome. Ceea ce mi-a plăcut este faptul că partea de viticultură a fost integrată cumva în circuitul turistic. Există acolo un restaurant, Sarea-n Bucate, unde puteți degusta aceste vinuri. S-a creat un centru de echitație, așa încât există motive să descoperiți toate aceste lucruri. Și la un pahar de vin întotdeauna este mult mai plăcut. Parte din producția lor este valorificată în felul acesta, doar 10%. Restul ajunge în Horeca, ajunge în supermarketurile din România. Deci puteți oricând să cumpărați din magazin vinurile La Salina. Viorel Tămaș, sau Pepe, cum îi spune toată lumea, este un tânăr care provine dintr-o familie cu 7 copii. La vârsta de 16 ani a rămas fără mamă și a fost momentul în care a conștientizat că ar trebui să se gândească la o soluție prin care să-și țină frații aproape, familia unită. Și de atunci, de la 16 ani, i-a încolțit în minte ideea de a avea o fermă, să lucreze în agricultură și împreună cu frații lui să dezvolte acest business. Bineînțeles că la 16 ani sunt multe gânduri și puține reușesc să se și materializeze. S-a pregătit pentru o altă meserie, a ajuns tehnician dentar, a și profesat o perioadă, dar a venit momentul când și-a reamintit de gândul de la 16 ani și chiar a început să construiască la visul lui și uite că astăzi a reușit să aibă o fermă legumicolă care se întinde pe 10 hectare plus un hectar de sere și solarii, unde produce legume organice, totul este ecologic. Și credeți-mă, o gamă mai variată de legume, așa cum produce Pepe, n-am mai văzut la niciun producător de legume. Are de la mangold și varză cale, până la legumele comune pe care le găsim în supermarket. Un băiat grozav, de altfel, în momentul în care am povestit despre ferma lui pe pagina de Facebook România Văzută din Tractor, am văzut câte comentarii și câte felicitări au venit pentru acest tânăr, semn că toți clienții lui și oamenii din jur îl susțin, îl apreciază pentru ceea ce face și trebuie să-l lăudăm pentru că merită. Aduce pe piață niște produse grozave, iar partea cea mai interesantă este că valorificarea o face door-to-door, adică face livrări clienților lui, le trimite un pachet personalizat cu ceea ce are în producție la momentul respectiv, o cutie în care pune sortimente cât mai variate de legume, creează un coș săptămânal pentru clienții lui, vine cu rețete, vine cu recomandări nutriționale venite din partea unui nutriționist cu care colaborează
Și în felul ăsta zic eu că aduce mai mult decât produse, aduce și servicii la pachet cu aceste legume. Iată o altă formă de valorificare a producției. E de reținut și poate chiar de copiat. O altă afacere de familie inițiată de un tânăr foarte ambițios, Paul Căpușan, și-a creat un brand, se numește Delicium, și în spatele acestui brand sunt peste 50 de produse, siropuri și dulcețuri. Puneam de ambiția acestui tânăr care a fost cumva îndrumat de părinți să facă arhitectura și care pe ultima sută de metri s-a gândit că nu, arhitectura nu ar fi pentru el, nu este meseria pe care el și-a dorit-o. Și a virat repede spre horticultură. A făcut această facultate și a dezvoltat afacerea și face treabă bună. A avut o serie întreagă de provocări, a trecut printr-un incendiu, a pierdut foarte mult, zic că s-a călit foarte mult, a căpătat o experiență uriașă într-un timp foarte scurt și se ține pe poziții și continuă să lucreze în acest domeniu. Nu a renunțat, asta vreau să vă spun. Și poate că ăsta este mesajul, să nu renunțați niciodată, să țineți de visul vostru. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că prin perseverența lui a ajuns să obțină o rețetă care a fost premiată de Superior Taste Award. A obținut 2 din 3 stele Superior Taste Award și aceste 2 stele sunt la valoarea stelelor Michelin, deci chiar au o foarte mare valoare, iar premiul spune foarte multe despre calitatea acestui produs. Un sirop presat la rece care se diluează în proporție de 1:6 cu apă. Povestea acestui tânăr o veți cunoaște în emisiunea România Văzută din Tractor și poate că va fi o lecție de perseverență. Un alt tânăr pe care l-am cunoscut în județul Cluj a fost Daniel Turdean în localitatea Dăbuca. Un tânăr de la care am aflat cum e să faci agricultură între 2 zboruri, asta pentru că el este și agricultor și aviator. Daniel este pilot pe o linie aeriană cunoscută, face cam 14-16 zboruri lunar și în timpul liber se ocupă de ferma lui, împreună cu fratele lui care, culmea, are același parcurs profesional. Este și el pilot și în timpul liber fermier. Se completează reciproc în funcție de programul orelor de zbor, așa încât are o viață în 2 planuri, și pe sol, dar și aerian. L-am întrebat cum e mai frumos, sus sau jos, și cred că cel mai frumos este atunci când poți să alegi să fii când sus, când jos. Pe pământ. Părinții lui Daniel lucrează și ei 800 de hectare, iar băieții, cei 2 frați, 400 de hectare, obțin an de an producții bune. Chiar și când e secetă, cum este acum, rapița lor promite cam 4.000 de kilograme la hectar, ceea ce este grozav, zic eu. În județul Cluj am început cu stațiunea de cercetare a Grosel și să știți că într-o altă zi am ajuns în stațiunea de cercetări horticole din Cluj, unde am stat de vorbă cu Lucaci Lehel, care spunea că privește cu invidie la ceea ce se întâmplă la Grosel în stațiunea privată, pentru că și-ar dori și ei să dispună de finanțare și să se poată dezvolta și valorifica tot ceea ce au acolo. Fiind foarte aproape de oraș, ar putea fi o sursă de aprovizionare pentru clujeni. Încearcă ei, pe cât le este posibil, să valorifice în cele 2 magazine care aparțin Universității de la Cluj, însă valorificarea este destul de greoaie. Uneori oamenii nu înțeleg valoarea legumelor produse de ei.
Aș putea spune că o comoară zace în această stațiune nebăgată în seamă. Practic, acolo există o bază de germoplasmă impresionantă, o colecție de 360 de trandafiri, dintre care 47 de creații ale stațiunii, plus 14 soiuri de măr și păr. Stațiunea a omologat de curând două soiuri de trandafir, încă două sunt în curs de omologare și ceea ce pot să spun că la momentul ăsta, pe 324 de hectare, stațiunea produce legume, căpșuni și fructe, tot felul de soiuri, de tomate, vinete, am văzut vinete albe, castraveți și așa mai departe. Și pentru că am ajuns cumva să vorbim despre unitățile aflate în subordinea Universității de la Cluj, trebuie să spun că am ajuns să vizitez și ferma didactică Cojocna, o fermă unde se cresc vaci din 4 sau 5 rase de lapte și carne, găini, oi și porci. Ceea ce este interesant este că în această fermă didactică există și o fabrică de procesare a laptelui, se fac brânzeturi acolo și am văzut produse minunate, am degustat din produsele realizate aici, procesează și carnea pentru că au rase de vaci de carne și porci. Iarăși, produse extraordinare de cea mai bună calitate, care încearcă să-și găsească locul pe piață, dar o fac destul de anevoios. Un model de afacere integrată, un model demn de urmat pentru tineri și de degustat pentru noi toți, am spus eu, pentru că tot ce aduce această fermă în farfurie este ecologic. Au lapte nesmântânit, telemea de vacă, sana, brânză de burduf din vacă, caș de oaie, caș de vacă, urdă și jintuială ca subproduse. Ceea ce este foarte important, nu doar că aceste ferme didactice reușesc să și producă pentru piață, dar sunt o sursă de informație pentru tineri. Tineri care pot veni să facă practică. Ceea ce mi-ar plăcea mie să văd ar fi să văd că în perioadele de vacanță tinerii sunt dornici să vină să învețe și ar trebui să fie fermele astea pline de studenți, pentru că, iată, într-un loc cum este ferma Cojocna, să poți vedea atât de multe specii și să poți vedea și producție și procesare este extraordinar. Din păcate, la momentul vizitei mele erau doar două studente venite din București, două fete care, evident că în București nu pot vedea nici porci, nici vaci, nici oi. Ajung să facă practică în spitale unde se îngrijesc pisici, câini și poate cai, dar niciodată în ferme adevărate și au venit pur și simplu să învețe și spuneau ele că este cu totul și cu totul altceva să faci practică într-o astfel de fermă decât să faci practică în București. N-am să uit la Cluj, ferma Steluța, o fermă de top, de elită, aș putea spune, când vorbim de producție de fructe, mai ales de cireș, pentru că aici vorbim de o plantație de 100 de hectare, dintre care 60 de hectare în sistem intensiv, 30 de hectare sunt cu cireș, 20 de hectare cu măr și 10 hectare cu prun, ceea ce e de remarcat și poate ceea ce contribuie la statutul ăsta de fermă de elită este faptul că aici s-au făcut investiții uriașe. Pot spune că am văzut plase anti-grindină, plase anti-ploaie, teme anti-îngheț pentru înghețurile târzii din primăvară, tunuri, da, care sperie graurii, tot felul de sisteme care ridică la nivelul productiv promis soiuri foarte, foarte productive. Și aici pot să vă spun că pentru cireș s-au ales soiurile Cordia, Regina, Burlat, Carina, iar la măr Topaz, Pinova, Golden, Luna și așa mai departe. E o afacere extraordinară. Doar la cireșele calitatea întâia, producția ajunge la 300 de tone pe an, la mere 1000 de tone și la prune tot 300 de tone.
Sursa de inspirație și țara de origine a materialului săditor a fost Olanda și trebuie să vă spun că în perioada următoare, mulțumită unui proiect pe fonduri europene, se va achiziționa o linie de sortare și această investiție practic va deschide poarta către exportul fructelor în Olanda. Deci asta mi se pare foarte tare, că în sfârșit ajungem să vindem castraveți la grădinari, știți? Adică, ok, ne-ați vândut material săditor, acum vă dăm și noi fructe. Mă bucur foarte mult că putem face și putem spune acest lucru. E o afacere de familie. Gândiți-vă că tatăl lui Daniel este chiar decanul facultății de horticultură. Are experiență, toată viața lui a lucrat în horticultură. Mama lui Daniel se ocupă de producție de legume. Tot așa, la nivel profesionist, au magazinul lor chiar în fermă. Tot la Cluj am cunoscut-o pe Madalina Șervan, pe care eu am tot lăudat-o pe parcursul traseului meu, o tânără pe care eu am numit-o fata cu dronele și cred că așa o să-i rămână numele, poate că este singura tânără care comercializează drone agricole, care își tratează culturile cu drone și prestează servicii altor fermieri cu drone. Știe exact ceea ce face, pentru că a terminat facultatea de agricultură și a făcut un master pe produsele de protecție a plantelor, știe să dea consultanță, să ofere recomandări fermierilor, știe exact ce combinații de soluții să aplice și în ce situații. Folosește ca drone drona Agras T30 de la DJI pentru aplicarea tratamentelor, Phantom 4 RTK pentru cartografiere și Phantom Multispectral pentru analiza stării de sănătate a culturilor. Pentru fertilizarea solidă, dronele au un accesoriu special, un granulator cu ajutorul căruia se pot aplica și fertilizant sub formă de granule. Să știți că în discuția cu ea am făcut un calcul de eficiență și o să vă aducem toate argumentele că în viitor agricultura se va face cu drone. Am pus cumva pe hârtie, o hârtie virtuală, exact toți parametrii care ar fi importanți în tratamente, cât timp îți ia, care e costul combustibilului și cu ce avantaje vin aceste drone. Deci va fi o emisiune foarte bună care vorbește despre noi tehnologii și despre cum să ne eficientizăm munca în agricultură. Trebuie să vă vorbesc și despre un loc unic în lume și despre brânzeturile de la Țaga, un alt subiect interesant. În inima unei mici fabrici de brânzeturi din localitatea Țaga există un tunel ca o peșteră. Acest spațiu este folosit pentru maturarea brânzeturilor. De sute de ani, această grotă își păstrează calitățile, o temperatură constantă de 14 grade Celsius și un mucegai nobil unic în lume. Un frigider preistoric care după 3 luni dă brânzeturilor o aromă și un miros foarte special. În această peșteră s-a maturat an la rând brânza Năsal, recunoscută ca produs tradițional românesc. Fabrica a fost preluată anul acesta de Călin Zang, președintele crescătorilor de bivol din Transilvania și producătorul brandului de brânzeturi Țarina, care va face o serie de investiții și va continua să producă brânză maturată în grota de la Țaga. Un ultim subiect la Cluj a fost o tânără care a lucrat în sistemul bancar și care produce acum tomate ecologice. O altă poveste minunată pe care vreau să vă aduc în atenție și să aveți răbdare. Sunt atât de multe subiecte interesante, nu știu încă cum anume să gestionez toate aceste subiecte, cum să vi le livrez, cum să vi le ofer, dacă să o iau în ordinea cronologică a filmărilor sau să spicuiesc eu din multitudinea de subiecte, astfel încât să fie cât mai variate, din sectoare cât mai diverse, din
dintr-un județ sau altul, astfel încât să nu favorizăm pe unii și să defavorizăm pe alții. Încă mă gândesc și aștept idei și de la voi să-mi spuneți cum ați prefera să vedeți acest traseu România văzută din tractor, dacă pur și simplu să fie pe drumul, traseul nostru, așa cum l-am parcurs noi, începând cu Bistrița, Năsăud, coborând spre Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Alba, Sibiu, Alba, Cluj, sau pur și simplu aleatoriu în funcție de criteriile mele. Puteți să lăsați comentarii și pe canalul de YouTube Jurnal Agricol de Călătorie și pe pagina de Facebook România Văzută din Tractor. Noi ne-am încheiat traseul, finalul a fost aici, la USMV Cluj, unde mă aflu și acum. A fost un eveniment special unde a fost primită de profesori, de conducerea universității, de studenți. Mi-a făcut o mare plăcere să i-am alături de mine pe toți. Evenimentul a fost într-o zi în care spun eu că am adus ploaia toată ziua, a plouat cu găleata și credeți-mă, fermierii din această zonă, din această parte de țară și-au dorit din tot sufletul această ploaie, așa că a fost binevenită, ne-am bucurat și noi de răcoare după săptămâni întregi de caniculă, de soare arzător. A fost un traseu spectaculos, fabulos, pe care abia aștept să-l vedeți. Abia aștept să ajung la birou, la masa mea de montaj și încet, încet să pot recompune aceste povești și să vi le aduc în atenție. Vă pup, să aveți vacanță cum vă doriți. Cu bine, pe data viitoare!